Neacordarea de prioritate din nou cauza unui accident de circulație în municipiul Giurgiu. De această dată, șoferul unui autoturism marca Opel Vectra, înmatriculat în Bulgaria, pe bulevardul Mihai Viteazu a virat la stânga fără să se asigure și a fost lovit din plin de o Dacia Logan. Și dacă Loganul a fost ușor avariat, autoturismul Opel poate fi dus cu ușurință la casat. Din primele cercetări ale polițiștilor de la rutieră reiese că vina aparține șoferului de pe Opel, care nu a acordat prioritate și care timp de 3 luni va fi pieton. Partea bună este că nu au existat răniți, chiar dacă soției șoferului vinovat îi pare rău de mașină. Făcea multă treabă cu ea. Câtă treabă nu făceam cu ea? Cine a știut că se întâmplă așa ceva? E și, are și diabet, s-a pus și rău.